Bună dimineața, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a matinalului de vară. Timp de o oră rămâneți la VSTV Regional pentru a afla noutăți din diverse domenii de actualitate. În această dimineață, prietenul nostru Dan Merișca este alături de noi pentru a afla diverse noutăți despre artă, despre domeniul pe care îl practică el ca și stomatolog, dar și alte subiecte picante pentru că este sezonul estival. Bună dimineața și bine te-am găsit! Bună dimineața și salut pe toți prietenii noștri de la VSTV, care sunt mulți și frumoși, întotdeauna o zic. Hai să începem cu începutul și să vedem ce planuri ai tu pentru această vară. Multe. Pornesc de la cele artistice, încă lucrez la o vastă expoziție, Solitudine. Am început-o de undeva din toamnă-iarnă, eu prind așa câte un an pe cât un subiect și îl disec bine. Lucrez foarte mult la această expoziție, dar mai am și altceva pe lângă. Mai am și partea, eu știu, de stil de viață sănătos pe care, pe unde pot, îl promovez cu mare drag, pentru că dă bine și face bine, cea de stomatologie, de ce nu, și un pic și partea mondenă, să o prindem și pe asta, pentru că e timp, e sezon, e cald, și ne place la toți și să arătăm bine și să ne și expunem la soare, în mod, bineînțeles, responsabil. Spune că din punct de vedere artistic pregătești o expoziție. Când va avea loc și ce va cuprinde ea mai exact? Ca artist niciodată nu știi ce se întâmplă, dar știi că lucrezi la ceva. Va avea loc undeva în toamnă, cu siguranță, și va cuprinde un număr de mai multe zeci de lucrări pe tema asta a solitudinii, care deja începe să-mi placă și începe să mă prindă tot mai mult și aproape că îi văd sensul solitudinii. Practic e singura prietena noastră care nu ne abandonează niciodată, sau când ne lasă ne prea cineva mai drăguț decât solitudinea. Ideea este că toți trece prin astfel de momente, dar e foarte important să ne asumăm. Pentru că doar în momentul în care îți asumi condiția sau o anumită situație, atunci poți să o și învingi, să o înfrunți, ți-o asumi și atunci treci prin ea. Dincolo de solitudine ca și subiect metafizic și așa mai departe, putem avea parte de frumusețea solitudinii. Practic atunci în solitudine ne regăsim noi pe noi înșine. Și nu doar faptul că ne regăsim, dar vedem valențele plăcute ale solitudinii, pentru că nu mereu solitudinea a fost doar acea condiție a geniului trist și depresiv. În solitudine am reușit să găsim sau să ne retrăim acele vise pierdute, să regăsim partea frumoasă a vieții pe care în toată forfota asta, eu știu, o neglijăm. Și practic avem timp de o introspecție, vedem noi în noi înșine și face foarte bine și sufletului și mai ales psihicului. Nu vreau să devenim depresivi pentru că este sezonul de vară, sezonul cel mai fericit cred că pentru toată lumea. Este un sezon în care activitatea este la forțe maxime, toată lumea este în acțiune și tu pregătești ceva chiar atât de trist, nu? Nu. Va fi așa la graniță, sper. Da. Nu, va fi partea frumoasă a solitudinei. Practic o să scot din subiectul ăsta care e bacovian, o să scot partea frumoasă. Plaje solitare în care acolo am surprins nu doar o barcă în derivă, ci și o cabană ca și loc de refugiu, de exemplu. Sau la un moment dat o scară din piatră plină de vegetație și de flori pe care noi de obicei le vedem inutile. Deci vedem partea frumoasă din lucrurile simple. Pentru că frumusețea lucrurilor simple este cea care dă sau care face diferența în viață. Nu orice e complicat și scump e și, eu știu, abundant ca și spirit. Eu vreau să văd în lucrurile naive, banale, să văd partea frumoasă, pentru că fiecare lucru are ceva frumos în el. Și acel estetic vreau să scot și din, chiar acum lucrez, ca o paranteză, pictez o vază de scăieți. M-am înțepat tot la mână, mi-am luat mănuși ca să... Efectiv, dar acel lila, acel mov din scăieți, deci e unic în natură, nu mai este altul. E foarte, mie culoarea foarte mult mi-o place așa, ca și culoare în sine, dar din scăieți, de exemplu, vedem acele tufe de spini
care sunt respingătoare, dar au cele mai frumoase flori înăuntru. Asta ca o mică paranteză la această temă a solitudinei, care pare una depresivă, dar totuși are foarte, foarte multă frumusețe înăuntru ei, pentru că acolo noi ne regăsim pe noi, tragem o linie la viața noastră, ne facem un bilanț și practic ne restartăm prin solitudine. Deci nu e mereu acel abandon. E practic o închidere a ferestrelor din afară, a aferențelor, nu mai vrem nimic să vină din afară, suntem autosuficienți cu anumite valențe, cu ce avem noi înăuntru nostru și căutăm de acolo să scoatem maximul din noi. Practic și marii artiști, poeți și oameni de cultură, în aceste clipe de solitudine au regăsit puterea ca să scoată maximele din ei. Niciodată Eminescu, când era, eu știu, la Bolta Rece, nu a scos cele mai frumoase poezii, ci când era singur, retras, sub tei, acel lac din Ipotei și așa mai departe, acolo și-a găsit muza, practic, în solitudine scoți forța din tine. Trecând de la partea aceasta artistică, dacă te retragi în colți pe o plajă, în momentul de față, că fiind vară, cu Da, siguranță da, ai planuri de vacanță, poate nu da. Da. pe plajă la mare, poate la un strand, de exemplu. Partea ta artistică și viziunea ta, ce-ți atrage atenția într-un loc atât de plin, poate de frumusețe, pentru că vedem femeile sunt, Da, da, da. poartă o anumită ținută care iese în evidență, pentru că am înțeles că mai ai și o tendință de mondenitate în vara asta. Da, îi într-adevăr. Ce atrage ca și bărbat foarte mult, aici poate că o să le surprind pe anumite doamne sau domnișoare care ele probabil că se gândesc că, eu știu, ceva nuditate atrage foarte mult pe un bărbat. Ei, nu. E plaja plină cu femei, topless, așa mai departe. Nu zic că nu e bine să se poarte așa, pentru că se bronzează cât mai uniform și e bine să facă, dar trece pe lângă acea plajă o femeie cu un prosop oarecum așezat sau cât mai îmbrăcată, din păcate pentru bărbați. Ei, acel picior, acel sfert de picior pe verticală dezvelit atrage poate mult mai mult decât toată plaja respectivă. Aici e cumva și misterul unei femei. Deci o femeie atrage foarte mult prin modul ei de a fi misterioasă. Arată și nu arată și atunci practic îl implică pe curios, de obicei pe bărbat, să o dezbrace vizual sau imaginar pe acea, de fapt imaginar pe acea femeie. E mult mai tentant, mai frumos, mai interesant decât să se expună ea dintr-o dată. Deci pentru un bărbat mă refer aici. La fel se întâmplă și pentru o femeie. Deci o femeie, mă gândesc că este atrasă de un bărbat dacă arată anumite părți și nu chiar tot. Deci ce se întâmplă? Noi avem nevoie de creativitate, de a face și noi ceva. Și atunci, dacă suntem lăsați ca bărbați să continuăm noi a dezveli această capodoperă care este femeia, mental, face foarte bine și ne face foarte bine și nouă și lor. Atunci eu le propun și doamnelor și domnișoarelor să-și ia o geacă la plajă și partea de jos să rămână dezvelită. Și cu Sau siguranță invers. creativitatea va fi una destul de amplă. Nu, glumeam Am acum, văzut foarte desigur. mult și la vedete. De exemplu, anumite vedete se lasă greu dezbrăcate. Doar anumite părți le lasă și câte ceva ne mai lasă și nouă să vedem. Foarte mult face treaba asta. Deci atrage, acel mister atrage mult mai mult decât expunerea explicită. În momentul în care o femeie se expune explicit, aproape că nu mai are ce să mai ne arate nouă. Și atunci devine banală, din păcate, deși ele sunt foarte frumoase. Și eu pe toate le apreciez. De că dacă, eu știu, acel prosop pus mai, sau un cearceaf, sau eu știu ce se mai poartă pe la, sau acea rochie foarte, eu știu, scandaloasă, ne arată ceva și eventual formele le decupează, dar nu le expune direct, este mult mai interesantă decât una care ne arată totul dintr-o dată, pentru că noi atunci stăm degeaba, șomăm, nu mai facem nimic ca bărbați. Ei, bărbatul având în el acest instinct de vânător, el trebuie să vâneze, să descoase, să despoaie, și atunci nu mai, deci acea femeie devine banală. Asta ca și discuție mondenă directă vis-a-vis de ce poate ca să ne arate nouă o femeie pe plajă. Una care e un pic mai misterioasă atrage mult mai mult.
Am înțeles, deci acesta este ultimul trend în materie Da, de da, outfit de plajă, să exact, spunem exact. așa. Trebuie să punem puțin amprenta și pe partea de medicină, pe partea mai serioasă Da, puțin, da, da. pentru că ne Toate aflăm sunt în... serioase și cea de înainte este Toate sunt foarte serioase, dar serioasă. când vorbim de medicină, cu siguranță toată lumea E are... dureroasă. Exact, e dureroasă și mai ales partea de medicină pe care o faci tu, toată lumea are o frică de stomatolog, toată lumea Wow, merge dar la ai zis la dentist. toți că stomatolog Mai... deja. Da. Bine, ok, acum gata, mai... Și trebuie să precizăm faptul că aflându-ne în sezonul estival, Da. este puțin mai periculos pentru dantura noastră să suferim anumite complicații sau anumite dureri la nivelul Mereu, dinților. mereu doare, mereu e neplăcut, dar acum ne costă și banii pe concediu, de exemplu. Foarte curios, orice dinte doare după ce am coborât din tren la Mamaia sau la Cunosc. Tataia, unde am mers, da, sau din avion. Foarte interesant, un pic de aer condiționat sau de ferestre lăsate la mașină pe căldurile astea, practic orice carie sau orice leziune, afecțiune la nivel bucal, o accentuează de 3-4 ori mai puternic decât, decât în mod normal. Eu sincer să-ți spun, fiind și un picuț sadic și de multe ori sadismul atrage atenția, de-aia o și fac, aerul condiționat începe să-mi devină cel mai bun prieten în ultima vreme, pentru că foarte mulți pacienți mai, eu știu, neglijenți mi-a trimis în cabinet în ultima vreme. Nu e deloc de joacă cu treaba asta, pentru că la un moment dat ne strică și concediu și al nostru și a celorlalți cu care suntem acolo. Eventual, rămâne un sadic în grupul nostru care se râde de cei cu deformări și aproape că este gata să ne facă poză să le pună și pe un anumit site de socializare. Ne chinuie. Ne chinuie, exact. Foarte interesant, înainte de a merge în vacanță, lumea știe, mă, peste 3 zile, peste 5 zile plec în vacanță, în Grecia, în Turcia, unde mă duc. Facem revizia tehnică la mașină, trecem și pe la stomatolog, neapărat. Doamne, dă să nu fie necaz, să nu fie nevoie de a interveni la nimic. Stomatologul ne face o rețetă preventivă, se numește, eu le dau la pacienții mei cu mare drag și le zic, Doamne, dă să nu ai nevoie de pastilele astea. De obicei se recomandă un antiinflamator, un antibiotic, să-l avem cu noi în ghiozdan. Foarte interesant, când avem medicamente, nu avem nevoie de ele. Dar când nu avem, le avem, atunci ne trebuie. Toate ne apucă atunci. Și mă sună prietenii mei de prin Grecia, chiar m-au sunat zilele trecute, doctore, mă doare, nu știu ce, și eu îi zic, dar berea a fost rece, a fost foarte bună, dar mă doare și dintele. Foarte interesant, dacă nu te duci la doctor înainte de a pleca, ai toate șansele să dai de necazuri. Doctorul vede, pune un medicament, un calmant, ceva, face el ceea ce trebuie făcut, rezolvă problema, măcar ne păsuie, ne mai trece și pe caiet, că banii deja ați dați acolo la tzatziki și ne rezolvă necazul. Ne ajută să depășim acest moment critic, revenim și de obicei nu mergem la doctor după ce mai mergem pe la lucru, ne mai prinde încă o dată aerul ăla condiționat cum trebuie și venim deformați la medic. Dar măcar concediul ne-l facem liniștiți. Foarte bine să nu avem deloc necazuri cu dinții, să fim sănătoși și fericiți, dar în situația în care știm că ceva undeva la un moment dat se simte un gust neplăcut, un miros de primăvară timpurie, le mai zic eu la câte unul, mergem la medic imediat, pentru că acel gust, acel miros, acel trădează o carie, trădează o afecțiune. Noi nu o vedem, că e printre dinți pe acolo, de-abia doctorul dă de ea. Foarte bine să mergem acolo și să plecăm la mare, liniștiți, voioși, cu familia, cu prietenii, cu prietena, fiecare cu cine vrea. Nu intrăm în detalii aici. Dar să plecăm sănătoși, asta e foarte important, să fim relaxați, să stăm liniștiți și cu pastiluțele în buzunar, Doamne dă să nu le folosim niciodată, dar să le avem la noi. Da, este foarte important și mai ales faptul că atunci când este caniculă, prea puține persoane pot renunța la climă, de exemplu, sau da, la geamuri deschise care provoacă curent și din nou trage la măsea, se umflă, te doare și după aceea ajungi poate chiar cu complicații. Da, pentru cu că complicații foarte mari. Că se pot produce chiar complicații foarte mari care nu numai că riști să-ți pierzi tot concediul din cauza lor, dar riști să-ți pierzi chiar viața. Da, 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 da. Sunt tot felul de abcese, de exemplu, submandibulare în partea de jos, aici, sub mandibulă. Chiar zile trecute am trimis pe cineva la specialist cu un abces mare de la un dinte netratat, ceva copil. Toate se pot rezolva dacă sunt luate din timp, dar pot să apară chiar anumite complicații până la asfixie și nu e deloc de joacă. Deci
mergem din timp la medic și scăpăm de necazuri. Orice prevenție ne ajută să scăpăm și de cheltuială mare și de necazuri și de ce nu să avem parte de un concediu liniștit, că până la urmă toți asta ne dorim, tragem un an de zile pentru 7 zile petrecute undeva, dar trebuie să fie petrecute frumos, nu pe la farmacii și de obicei doare noaptea în timpul sărbătorilor legale și sâmbăta spre duminică. Cam, exact. Dinții cam știu și când să ne deranjeze, pentru că asta este. Dar ideea e că dacă noi suntem puțin înțelepți și facem, eu știu, ca prioritate partea noastră de sănătate, avem numai noi de câștigat. Așa este, trăgând linia la toată povestea noastră, doamnele și domnișoarele trebuie să știe că în vara aceasta se poartă un outfit misterios la plajă, da? Deci nu mai expuneți tot trupul, ci un picior, da. O gambă, o încheietură, ceva, pentru că pe doar vertical, așa, să specificăm, pentru pe vertical, pentru că doar așa atrageți atenția și de conturul asemenea formelor să se vadă, se poartă formele, băiatul subțire și fata cu forme, altă noutate pentru, altă fiță pentru vara asta. Exact. De asemenea, ar fi bine de evitat să stați în curent, să stați sub climă, pentru că vă pot produce afecțiuni la nivelul dinților și să faceți revizia stomatologică înainte de a pleca în concediu. Dan, îți mulțumesc că ai venit în această dimineață alături de noi și ne-ai povestit câteva dintre lucrurile pe care trebuie să le știe telespectatorii noștri în sezonul estival. Și desigur, le-am îmbinat un pic cu obrăznicuțe, cu cele serioase, dar până la urmă la VSTV numai de așa ceva avem parte, de surprize. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept și cu altă ocazie. Cu mult drag și altă dată. Continuăm așadar emisiunea de astăzi, emisiunea vestivală cu alte subiecte și cu alte noutăți din diverse domenii. Emilia Fânaț este alături de mine în această dimineață, reprezentanta Jandarmeriei Arad. Să vorbim despre proiectele jandarmeriei, despre ceea ce faceți voi în perioada estivală, dar cu un subiect de actualitate, în special recrutările care se fac pentru școala de subofițeri, că am înțeles că încă programul de înscriere este valabil și în perioada aceasta. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am găsit și spune-mi cum se desfășoară calendarul de înscrieri încă. În această perioadă, până la începutul lunii august, încă recrutăm candidați pentru admiterea în școlile militare de subofițeri. Mă refer la școala de subofițeri de la Fălticeni și școala de la Drăgășani, din județul Vâlcea. Tinerii care doresc să urmeze o carieră în jandarmerie, fie se prezintă la sediul inspectoratului de jandarm, fie solicită informații, în primul rând telefonic, sau se documentează de pe paginile de internet despre condițiile de recrutare. Cei care deja au luat o decizie în sensul acesta vin la sediul nostru, unde colegii de la Biroul de Resurse Umane îi consiliază cu privire la concursul de admitere și tot ce presupune cariera în jandarmerie. Cum a fost până acum la Arad? Ați avut candidați care ar fi doritori să urmeze o carieră? Da, sunt solicitări din partea tinerilor. Aș vrea să precizez că se înscriu atât băieți cât și fete. Concură la un loc pe locurile scoase la concurs, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sunt persoane care au vârsta până 27 de ani împliniți în anul susținerii concursului și care promovează în primul rând examenul de bacalaureat, care nu au media scăzută sub 8 la purtare, ca medie pe cei 4 ani de studiu, de liceu, și de asemenea îndeplinesc și alte condiții. Trebuie să promoveze câteva probe eliminatorii, asta însemnând un examen psihologic, examenul medical și cei ce trec de probele eliminatorii participă efectiv la concursul de admitere. În perioada asta spune că ei se înscriu. Când vor începe probele propriu-zise? La începutul lunii septembrie se va desfășura concursul de admitere. Concursul se va susține la școala, la instituția de învățământ. Asta înseamnă că cei care au dosarele complet întocmite și sunt considerați că au promovat examenele eliminatorii se prezintă la instituția de învățământ unde sunt efectiv înscriși, se anunță calendarul susținerii examenului, susțin probele scrise. Pentru cei care doresc să se înscrie pentru admitere,
până în septembrie mai sunt câteva luni, dar, de exemplu, dacă nu este sigur că ei vor intra, cum pot să-și depună un dosar la o altă facultate total diferită de acest domeniu? Le permite? Se permite acest lucru și au fost astfel de cazuri tineri care și-au depus dosarul de candidat la o instituție de învățământ și au dorit să participe și la concursul de admitere pentru școlile militare. Asta ca o rezervă în cazul în care nu este exact admis într-o parte. Trebuie însă să știe că atunci, deci, în primă fază trebuie să aibă o fișă medicală încheiată, declarat apt pentru participarea la concurs și avizul psihologic. De asemenea, trebuie să depună la dosar copiile actelor de studiu, copii legalizate. Asta înseamnă că nu neapărat diploma în original, însă atunci când va fi declarat admis, va trebui să prezinte documentele în original. Asta înseamnă că nu va fi și studentul unei alte facultăți. Am înțeles. Doar era ideea ca și o chestie preliminară, adică în cazul în care nu ești admis, trebuie să ai un backup acolo, trebuie să știi dacă poți să-ți depui dosarul și la o altă facultate, dar spune că se poate, da, deci nu este poate o problemă pentru cei care doresc, dar totuși poate nu au o siguranță de 100% că vor intra. Lăsând la o parte partea de admitere, cum se desfășoară proiectele în cadrul jandarmeriei? Pe unde ați mai fost în ultima perioadă și acum că este sezonul estival, pe unde urmează să participați? Jandarmii arădeni acționează și își desfășoară misiunile pe raza județului Arad. Este zona de competență a inspectoratului. Acolo unde este nevoie de ei, în misiunile ce le revin, fie că e vorba de misiuni de ordine publică sau misiunile de pază a instituțiilor ce le revin în competență. Misiunile de ordine publică sunt diverse, sunt misiunile de asigurare a ordinii publice la manifestările cu public numeros. Mai există o altă paletă a misiunilor de ordine publică, e vorba de menținerea ordinii publice, atât în sistem integrat, cât și în mod independent. Și mai sunt misiunile în cooperare cu alte instituții. Paleta, într-adevăr, paleta de misiuni este largă și în funcție de sezon, în funcție de perioada anului, specific cu fiecarei luni, suntem în județul Arad. Sezonul estival provoacă jandarmilor, nu știu, dificultăți în desfășurarea acțiunilor? Este mai complicat vara decât iarna sau în alte sezoane? Sau este mai mult de lucru? Nu neapărat mai complicat. Am putea spune că există o creștere sau o scădere a numărului misiunilor în funcție de specificul perioadei respective. În sezonul estival, sigur că poate crește numărul manifestărilor cu public numeros. Este vorba de zilele localităților sau diferite manifestări publice, competiții sportive, acolo suntem prezenți și sigur că sunt repartizate efective în funcție de fiecare misiune. Și cu majoritatea acestor evenimente se desfășoară vara, cu siguranță volumul de muncă și implicarea necesită mult mai mult decât iarna, de exemplu, când poate nu se desfășoară zilele comunităților, a orașelor și nici atât de multe competiții sportive în aer liber, mă refer. Da, așa este. Nu sunt competiții în aer liber, însă misiunile pot fi și atunci diverse. Nu am precizat că pe lângă întreaga paleta misiunilor răspundem și solicitărilor venite din partea cetățenilor prin numărul de unii de urgență 112 sau direct la dispecerat. Asta înseamnă că atunci când se solicită intervenția jandarmilor, răspundem solicitărilor. La apelul pentru gălăgia din centru, de la terase, tot jandarmeria răspunde pentru deranjarea liniștii publice. Aș vrea să precizez că toate manifestările care se desfășoară pe spațiul public este nevoie ca ele să fie aprobate, avizate de către Comisia de Avizare a Manifestărilor Publice, care funcționează pe lângă fiecare primărie. Doar în situația în care se desfășoară manifestări fără ca acestea să fie avizate, aprobate, în astfel de situații se iau măsuri de sancționare. Însă dacă o manifestare publică are un aviz obținut de la primărie sau de la Comisia de Avizare a Manifestării Publice, ea se consideră legal organizată. Am înțeles.
înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru că ai venit în această dimineață. Mulțumesc să ne spui eu câteva dintre proiectele care urmează să participați și la care vă implicați voi în acest sezon estival și, desigur, te mai aștept și cu alte noutăți în ceea ce privește activitatea jandarmilor din Arad. Mulțumesc mult!